Pentru ca ținuta să fie perfectă în seara de Revelion, coafura este foarte importantă. În funcție de hainele pe care le alegeți, se va face atât coafura cât și machiajul. Fiecare își alege genul de coafură în funcție de vestimentație. Ideal pentru fiecare este ceea ce îi se potrivește. Se poartă buclele, se poartă foarte mult coafurile legere, nu foarte fixate, nu foarte tapate, să pară natural. De obicei vin la salon să mă aranjez, dar astăzi în mod special, pentru că o să petrecem cu prietenii, în familie. Este foarte important, te face să te simți specială, te face să te simți bine în pielea ta, te face să te simți admirată și cu atât mai mult fiind noaptea de Revelion, vrei să fii deosebită. Orice femeie ar trebui să se simtă bine în momentul în care se aranjează, în momentul în care are grijă de ea. Asta înseamnă că se apreciază și că are considerație față de ea. Și culoarea părului este importantă, spun specialiștii, așa că nu părăsim salonul de înfrumusețare fără un sfat din partea cunoscătorilor. Anul 2014-2015 sunt nuanțele pământii, nuanțele de arămiu, nuanțele în degrade și, bineînțeles, se ține foarte mult cont de culoarea tenului. La final, fiecare clientă pleacă cu zâmbetul pe buze pentru că știe că în seara de Revelion va ieși din tipare.